Bună și bine v-am regăsit! Astăzi descoperim împreună un parfum nou de la Molinard. Este primul meu parfum de la Molinard și am zis să îl deschid împreună cu voi. Nu este desfăcut parfumul, l-am cumpărat blind. Găsiți gama personal pe Parfumo. Sunt noi pe Parfumo aceste parfumuri și m-au atras foarte tare sticluțele. Este comandat blind, deci nu-l cunosc și nu cunosc decât un singur parfum sau două am testat de la Molinard dintr-o gamă mai veche, dar în rest nu cunosc prea multe. Acesta este lansat în 2022 și mi-au plăcut notele, le-am studiat eu un pic pe toate, mi-a mai plăcut încă unul, dar l-am ales pe acesta și m-a atras și o singură recenzie care se găsește pe internet, în rest n-am văzut nici pe YouTube recenzii. Cineva spunea că, de fapt, singurul comentariu care s-a lăsat pe Fragrantica este unul foarte frumos și chiar mi-a plăcut ce a scris acolo. De fiecare dată când cumpăr un parfum blind, fără să vreau, am niște așteptări și astăzi o să vedem împreună dacă acest parfum este ceea ce mă gândesc eu că trebuie să fie. Și haideți să-l deschidem împreună, dar o să pun un pic pauză și să fac un video pentru Instagram, să fac acolo un reel, un unboxing și revin imediat cu acesta. Dar haideți să vă arăt un pic cutia aceasta. Se numește Mirea și dacă nu mă înșel, înseamnă tineri căsătoriți, ceva de genul, nu știu exact. Aici pe spate are un mesaj și după cum vedeți arată foarte bine, foarte, foarte bine. Îl deschid și revin. I-am dat folia jos, i-am făcut un video scurt pe care cred că o să-l vedeți și voi înainte să apară clipul. O să vedeți un video scurt și o să-l vedeți și pe Instagram dacă mă urmăriți și acolo și haideți să vedem cum miroase, pentru că nu mai pot de nerăbdare. Îmi place foarte mult sticla, mi-a plăcut foarte mult cum arată parfumul acesta și notele lui și haideți să vă spun la ce mă aștept eu. Mă aștept la un parfum fructat, dar și proaspăt în același timp. El este un parfum marketat ca fiind fructat gurmand, dar mă aștept să fie genul acela de gurmand foarte light, așa, potrivit pentru perioada caldă. Dar haideți să vedem împreună. Înainte de toate, să vorbim puțin și despre notele acestui parfum. Începem cu acorduri. Avem așa: fructat, iris, dulce, vanilie, floral, pudrat, ambră, violetă, lemnos și tropical. Ziceți voi dacă nu sună bine. Apoi avem așa, ca și note, în deschidere: coacăze negre, licii și pepene, începem bine, frezie, trandafir și magnolie, avem un mijloc plin de flori, flori care îmi plac foarte mult în parfumuri. Și în bază avem iris, zahăr, benzoin și vanilie. Nu știu, dați pe pauză clipul acesta și spuneți-mi la ce vă așteptați voi când citiți notele acestea. Și acum să-l și pulverizăm. O să-l dau direct pe mână pentru că nu m-am dat cu nimic astăzi. Sticla arată așa, are un capac foarte frumos. Și cu totul este un parfum frumos, adică n-am rezistat în fața acestei sticluțe. Hai să vedem. Deci este chiar prima dată când îl pulverizez. Fructe, da, se simte fructat. Se simte fructat, se simte proaspăt și imediat apar și florile, dar se simt fructe cu frunzulițe. Chiar se simt și frunzulițe. Vreau să-l mai dau puțin. Cumva se simt fructe proaspete, dar și ceva frunzulițe. Se simte un pic verde, dar nu verde în acela de
iarbă verde, parcă mai degrabă ceva fresh, poate florile, frezie. Deci în deschidere avem așa, niște fructe proaspete cu ceva frunzulițe și se simt și florile. Chiar este o deschidere proaspătă, fructată, dar nu foarte dulce. Chiar este un parfum din această deschidere, un parfum pentru primăvară și vară. Nu simt separat, cum să zic, nu simt separat pepene sau... Nu simt fructe dulci, dar nu foarte dulci, destul de proaspete cu ceva frunzulițe. Și simt și florile. Vreau să-l las puțin să văd cum se dezvoltă și apoi revin să vedem și cu uscarea aceea de zahăr și vanilie. Chiar vreau să văd cum se dezvoltă parfumul acesta și să vă spun și vouă. Revin imediat! Am revenit, am lăsat parfumul cam 15-20 de minute așa, să văd cum se mai dezvoltă și v-am zis. Deschiderea este fructată, un pic verde, deci mă duce așa cu gândul la un bol cu fructe proaspete, vara pe o masă așa cu o priveliște, poate pe malul mării, chiar mă duce cu gândul la imaginea asta. Și apoi se transformă într-un suc de fructe cu un strop de mentă, un suc de fructe natural cu un strop de mentă. Pepenele acela mă duce cu gândul la mentă mai mult decât la pepene. Deci sunt fructe dulci cu un pic de mentă. Rămâne tot un parfum proaspăt. Deci știam de la început că acesta este un floral gurmand, însă pentru perioada caldă. Și nu pot să zic că este foarte complex, că se dezvoltă foarte mult și că mă duce cu gândul la vanilie, cu fructe, la ceva sirop. Nu mă duce cu gândul la sirop, rămâne tot în zona asta de fructe proaspete. Este un parfum natural. Este un parfum frumos și între timp am și descoperit că Mirea înseamnă mireasă. Da, putem să ne ducem cu gândul și la o poveste din aceasta frumoasă, la o mireasă care se căsătorește vara într-o grădină verde înconjurată de flori albe. Frumos parfum, frumoasă poveste și natural. Este un parfum natural cu fructe care se simt naturale. Nu pot să zic că simt un anumit fruct, chiar nu. E așa o combinație de fructe. Destul de proaspăt, destul de verzui așa, cu un pic de mentă. Nici nu știu exact cum să vi-l descriu, însă ce pot să zic este că este un parfum fructat, gurmand, așa cum am și citit despre el, care se potrivește primăvara și vara, mai mult vara, chiar este un parfum de vară. Este plăcut, este natural și asta îmi place foarte mult la el. Știam că în zona asta de parfum se duce, mă așteptam să nu fie ceva foarte dulce, deși când vedem acolo baza aia cu zahăr și vanilie, nu, vanilia nu predomină aici, nici zahărul, doar că acele fructe se simt mai dulci la un moment dat. Desigur că noi o să mai discutăm despre el. O să mai discutăm despre el și o să vă spun și despre persistență, dar acestea sunt primele mele impresii, așa mi-a mirosit mie pentru prima dată și o să-l las câteva zile așa să se mai așeze și o să-l port. Oricum avem o vreme destul de ciudată, cred că sărim peste primăvară și trecem direct în sandalele noastre de vară, pentru că nu știu dacă au fost prea multe zile cu soare. Să ne bucurăm așa de plimbări de primăvară mai mult. Astăzi a plouat toată ziua la noi, deci da, nu-mi place vremea asta și parfumul ăsta nu îi se potrivește deloc. Îmi place parfumul, dacă vreți un parfum proaspăt cu fructe,
acesta este foarte potrivit, cu fructe proaspete. Dacă nu vă plac, nu știu, dacă nu vă plac parfumurile citrice, vara, acesta este un parfum fructat, fără citrice și proaspăt. Mă duce cu gândul și la un cocktail cu mentă, cu fructe și mentă. Da, cam pe acolo este parfumul. V-am zis, poate, cine știe, se transformă și devine un sirop cu zahăr și cu vanilie, dar nu prea cred. Și cred că și sticla transparentă spune multe, dar da, cam asta este cu Mireea de la Molinard. A fost un clip scurt, mai rar mi se întâmplă să fac astfel de clipuri, dar chiar am vrut să testez parfumul împreună cu voi și să vă povestesc despre el, așa, primele impresii. O să revin să vă povestesc și despre cum persistă el pe mine și poate, nu știu, poate se dezvoltă altfel în timp. Mă gândesc că dacă ar persista mai multe ore, există posibilitatea ca acesta să se dezvolte mai lent și atunci eu o să revin și cu alte impresii. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept și pe Instagram, unde deja am postat clipul, când vă uitați voi la clipul acesta. Cred că o să-l pun și aici pe shorts, da. În fine, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, lăsați și un like dacă v-a plăcut acest clip și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!